Bine v-am găsit, dragi prieteni ai basketului, sunt Radu Abramescu, suntem în sala Gabriela Sabo din Voluntari pentru partida celor de la CSO contra celor de la CS Municipal Galați. O partidă din grupa B, din Liga Națională Masculină de Basket, grupa B, cu Mediașul cu două victorii, Focșanul, Târgu Jiu, ambele echipe cu câte o victorie o înfrângere, Galațul și Voluntarul câte o victorie o înfrângere, vom vedea ce se va întâmpla după întâlnirea de astăzi, Sighetul nicio victorie, două înfrângeri, Ciuc și Constanța câte o înfrângere. În Liga Națională, în grupa A, avem liderul UBT, urmată de Steaua, Sibiu, Oradea, Pitești, Craiova, Dinamo și Timișoara. Ieri Clujul a bătut la Pitești 85-83, Sibiul a învins Steaua 84-80 și Oradea a trecut de Dinamo 94-74. Sala din Voluntari, așa cum știți, o sală combinată basket cu atletism, un complex nou. Și iată-i pe primii 5 de la Voluntari, echipa Turcului, Semce Timbaș, cu Dani Popescu, Gârbea, Boici, Muterelevicius și Dejan Borovniak. Transferul de marcă făcut de Voluntari, pivotul dominant Dejan Borovniak, a jucat la multe echipe de prestigiu din Europa. De partea cealaltă, Galațul condusă de Eugenie Lie vine cu o echipă foarte tânără. Corpodean și Negoițescu sunt cei mai bătrâni, dacă putem să le exprimăm așa, jucători. Au 28 de ani, rest toți între 20-24 de ani. Vlad Martin Bogdanovici și lângă ei Miloș Crivocapici. Galațul cu primul atac, Martin, cel care a câștigat angajamentul în fața lui Borovniak. Negoițescu lasă mingea la Vlad. A păcălit pe Boici în prima fază, aruncă însă din fața mâinii lui Boici. Crivocapici, bună pasă în colț pentru Vlad, găsit liber. Ratează Vlad, prinde Gârbea. Gârbea până la Dani Popescu. Handoff cu Boici, apare Borovniak la al doilea blocaj. Găsit bine de Popescu, posta Borovniak, îl domină pe mai scundul său adversar Bogdanovici. Pasează însă, a fost o minge deviată, 5 secunde pentru o aruncare a celor de la Voluntari. Muterelevicius scapă mingea și sunt primele două puncte ale meciului reușite de Miloș Crivocapici. Popescu încercând să introducă mingea sub panou la Buici. Buici pentru Borovniak, traversează Dani Popescu, vine la minge, joacă pick and roll, schimbă la Buici, aruncare de 3 puncte. Danovici pentru Negoițescu. Vlad a pierdut momentul șutului. Vlad și Gârbea. Pătrund de Vlad, căpăcit de Gârbea. 0-4 secunde. Teoretic este timp pentru aruncare. Trebuie aruncat imediat, însă odată cu intrarea în posesie. Este practic timpul minim de executarea unei aruncări.
Doamna Mazdator cu arbitri, Alexandru Olaru, Alexandra Stan și Marius Sepure. Comisar din partea Federației Române de Basket, Mihai Caraion. Pătrund de Bogdanović, Zemdang pe contraatac al lui Bogdanović. M-a aflat de la Eugen Ilie că timp de un an întors din Polonia n-a mai jucat în Serbia. Poate că de la Galați să-i vină salvarea în carieră. Bojic faultat de Negoițescu. Prima liberă marcată de Bojic. Scurtă cea de-a doua, dar își urmărește aruncarea. Recuperează ofensiv. Frumos procedeul, ratează. Prinde Martin de lângă el. Vlad. Pentru Krivokapić. Abatere de 8 secunde. Observat atent de Alex Olaru. Dani Popescu pentru Uterlevicius. Gârbea. Borovniac, o pasă backdoor, depăși Vlad, ratează Buterlevicius. Gârbea pentru Bojic. Gârbea, minge ajunge la Buterlevicius. Aruncarea de 3 puncte ratată. Prinde fundașul Galațului. Faultul lui Dani Popescu. Lovit peste cot. Krivokapić. Este Buterlevicius, intră Martinici. Ambele libere, reușite. Gârbea introduce mingea în teren pentru Martinici. Este Dani Popescu, vine blocajul lui Bojic pentru Martinici. Borovniac coboară și el la Martinici. Gârbea traversează. Încerca să salveze Bogdanović acea minge. Călcat afară însă. Martinici întoarce la Borovniac, ratează de la semidistanță Dani Popescu. Pentru Bojic și faul jos. Iese Negoițescu. Jacoby Armstrong cu numărul 0 intrat pe teren pentru Galați, un jucător pe poziția 4. Martinici atușa frumos, se duce până în coș.
Îl păcălește ușor pe Bogdanović, experimentatul Goran Martinić. Încerca să se ducă până în coș Armstrong. Popescu, Borovniac, Martinić aruncă și ratează din afara semicercului. Armstrong pentru Vlad. Armstrong, hand-off cu Vlad. Stop shoot de două puncte. Marchează Vlad. Bună decizia de shoot. Martinić pentru Buic. Apare Grbea. Popescu minge peste pentru Borovnia, care marchează pe tușă. Divo Capic. Întoarce la Armstrong, aruncare de 3 puncte, ratează Armstrong. Se bate bine Vlad. Posesie Galați. Secunde din atacul Galațiului. Minge scăpată de Bogdanović, dar atinsă probabil de Borovniac. Repune Vlad. Pentru Crivo Capic, care pătrunde. Pasă din săritură pentru Vlad. Boici cu aruncarea de 3 puncte recuperează micuțul Vlad. Bogdanović fără soluții în tranziția ofensivă, reprimește Bogdanović. Boici stă departe de el, Bogdanović nu poate să-l păcălească. Pasează din săritură. Vlad pătrunde și se duce până în coș. Bună acțiunea lui Vlad, care face semn că vrea schimbare. Sufocat probabil de efort. Borovniac, petușă, Borovniac. Îl păcălește pe Martin, dar ratează. Armstrong. Armstrong n-are cu cine pasa. Ce bine citește jocul Borovniac și interceptează. Popescu pentru Martinić. Bună pasa la Boici. Foul coș. Martin sare la fentă, Boici caută faultul și îl găsește. Dublă schimbare la Galați. Bogdanović și Vlad au ieșit. Intra Grecu și cel care a recuperat acum, Christopher Burton. Porter Burton, care juca în colegiu poziția 3-4. Greu să joci în prima ligă în România poziția 4. Nu e foarte înalt, dar am înțeles că este foarte puternic, foarte atletic. Martinić, bună pasă la Popescu. Martinić reprimește, rămâne la 3 puncte. Martinić și scutură plasa. Goran Martinić. Ce înseamnă experiența, știința jocului. Început bun de meci.
dinamic, energic din partea ambelor echipe. 13 voluntari, 10 Galațul. Și este timeout. Ambele echipe cu 3 victorii în cum voluntariul contra celor de la Atletico Constanța, 2 în grupă și în campionat. Galațul la fel contra Sighetului. Atletico Constanța conduce Ciucul 68-58, Universitatea Cluj, Târgu Mureș 79-32, Liga Națională de Basket Feminin, Satu Mare, Târgu Secuiesc 42-18, Oradea cu Aradul, Liga Feminină 24-40. Martinici urmărit de Grecu. Martinici, top shoot de 2 puncte, marchează Martinici. Cetin Baș cere pressing, Dani Popescu cu o intercepție, gârbea pe centru, Martinici e liber. Pescu la gârbea, gârbea, aruncare de 3 puncte din colț, ratează, vine Borovniak la recuperare, prinde însă Martin din fața lui. Krivokapić, Grecu este liber în colț. Pătrunde, scoate pe tușă la Porter Bunton. Minge lăsată cu pământul, Armstrong nu e pregătit. ...15-10 pentru voluntari. Mai puțin de 2 minute din primul sfert. Terlevicius pentru Dani Popescu, vine din obor la blocaj, minge întoarsă frumos până în colț la Terlevicius, faultat de Horton Bunton. Terlevicius cu prima aruncare liberă transformată, ratată cea de-a doua, Gârbea se bate la recuperare, prinde până la urmă Armstrong. Krivokapić. Porter Bunton, un floater, ratează, prinde Borovniak, faultat. Din nou dublă schimbare, intră Podean Negoițescu, au ieșit Krivokapić și Armstrong.
Reușește Borovniac prima liberă. Marchează și pe cea de-a doua. Vlad întoarce mingea la Porter Banton. Galațul a încercat un pressing. Merge bine mingea. Negoițescu liber la 3 puncte. Ratează. Prinde Corpodean. Și iese cu mingea. Porter Banton plutește și marchează de lângă Buterlevicius. În capcană. În capcană Martinic. Se fluără fault. Dani Popescu iese, intră Buici. Voluntarul joacă acum cu un singur fundaj. Martinici, care este la linia de libere. Transformă prima încercare. 19 la 12. De secunde din acest prim sfert. O puncte avantaj pentru gazdele de la voluntari. Porter Banton scutură plasa de la distanță. 20 la 15. Martinici anunță schema. Terlevicius gârbea Martinici. Aruncă Martinici de 3 puncte scurt. Boici prinde. Vor fi două libere pentru el. Din nou a doua aruncare este scurtă. Ținut gârbea la recuperare. 19 secunde, 70, că două libere gârbea. Ratează și gârbea liberă, însă este încă o recuperare ofensivă a lui Boici. Martinici face semn să-i se lase spațiu. Pătrunde pe lângă Vlad, scoate la Buterlevicius. Scoși de 3 puncte din colț, Buterlevicius. Corpodean se grăbește, aruncă de la centru, mult prea puternic. 10 puncte în avantaj voluntar contra Galațului după primele 10 minute. Problema Galațului la interior. Galațul nu are un pivot dominant. Mă spuneau cei de la Galați că n-au apucat să facă transferurile. Au pornit și târziu pregătirea. Mai mult au avut și jucători accidentați. Probleme cu care s-au confruntat înaintea începerii sezonului. Patru puncte Buterlevicius, 7 puncte Boici, 9 puncte Goran Martinici, de partea cealaltă Porter Banton, 5 puncte.
pătrunderea și coșul de afară. 4 puncte Vlad. Ne pregătim de sfertul al doilea, Galațiul pe teren cu Vlad de Porterbanten, Corpodan Negoițescu și Bogdanović. Voluntar pe teren cu Martinici, Grbea, Buterleviciu, Zboici și Borovniac. Se apără în zonă Galațiul în aceste momente. Lucru observat imediat de voluntari. Martinici, Buterleviciu sunt colț, ratează, prinde Grbea peste Porter Banton și scoate mingea la Martinici, pasă peste. Abatere de 3 secunde, Boici. Bogdanović întoarce la Corpodan. Corpodan scapă mingea, Martin a pasat prea puternic, deci era prea aproape de el. Boici face fentă, lasă la Borovniac, semichilic de dreapta, marchează Borovniac. Porter Banton, frumos top shoot-ul, dar imprecis aruncarea. S-a desprins însă frumos. Borovniac. Încearcă pasa în colț la Grbea. Greșește și pe contraatac e Vlad care marchează. Borovniac se întoarce pe semicârligul de dreapta, faultat între Martin și Porter Banton. Banton a venit la ajutor. Se Borovniac, intră Iulian Orbeanu. Corpodan vine la de ajutor pentru ca cei de la Galați să treacă centrul. Traversează Vlad, ochează Corpodan, Porter Banton, lasă la Bogdanović. Bogdanović trece frumos pe lângă Orbeanu și marchează.
3 point play Bogdanović, după pătrunderea frumoasă pe lângă Urbeanu. Martilić, Terlevicius, apare Gârbea, Martilić, cere Boic, Căciulă nu primește. Martinici continuă cu Urbeanu. Urbeanu pentru Boic, Boic pe tușă, ratează Boic. Lângă Banten, Banten pe centru, Banten alunecă. Se bate însă frumos pe minge cu Gârbea. Trebuie șters parchetul. Până în coș, Banten are forță și viteză. Aruncare liberă suplimentară. Încă un 3-point play pentru Galați, cu care basketbaliștii lui Eugen Ilie se apropie la 6 puncte, 23-29. Popescu pentru Buterlevicius, vine Orbeanu la blocaj, mingea mutată la Martinici, Gârbea, Gârbea are spațiu pe centru, nu știu de ce a mai pasat. Orbeanu, stop shoot de 2 puncte a lui Orbeanu, marchează. Corpodean, faultul lui Martinici. Fault ofensiv. Al lui Corpodean la această repunere. Este Corpodean, intră Crivocapic în locul său. Martinici îi face semnul lui Gârbea să coboare până în colț. Terlevicius, liber la 3 puncte, ratează, prinde Bogdanović. Bogdanović, stop shoot de 3 puncte în tranziție, marchează Bogdanović. Dani Popescu pentru Martinici, Martinici atușa. Din capac în out, 11 secunde atacul celor de la voluntari. Boic în locul lui Buternevicius. Schimbarea făcută de antrenorul turc al celor de la voluntari. Gârbea pentru Martinici. Martinici în colț la Gârbea, Gârbea catch and shoot, aruncarea e scurtă, prinde Dani Popescu, mingea este însă interceptată de Crivocapic. Încă 2 puncte pentru Galați, 31-28 și este timeout. Galațiul revine în acest primă jumătate a sfertului al doilea.
Dani Popescu anunță schema. Din nou doi fundași în teren pentru Voluntari, Popescu și Martinici. Martinici întoarce la Popescu. Pasă cu pământul văzută însă de Porter Bunton. Minge atins acolo cu piciorul, cred. 14 secunde. Martinici pentru Popescu. Popescu aruncare de 3 puncte ratată. Din nou Boici recuperează ofensiv. Orbeanu vine pe centru și marchează. Bunton. Step back, mingea in and out. N-a vrut să intre. Popescu pentru Martinici. Bunton interceptează din fața lui Boici. Din nou Vlad e singur pe contraatac. Boici pe centru, faultul lui Martin. Din nou trece Boici pe lângă Martin. Neatent în apărare. Danovic se oprește la 3 puncte, aruncă scurt. Posesie pentru Voluntari, două schimbări. Porter Bunton, Martin ies, intră Negoițescu și Armstrong. Martinici. Boici a avut timp pentru aruncare. Aruncă Iuli Corbeanu. Ratează, prinde însă gârbea ofensiv. Martinici. Boici. Corbeanu din colț. Marchează. Sescu îl așteaptă pe Crivo Capici, faultat de Orbeanu. O trundere în forța lui Crivo Capici, l-a surprins cu viteza. Mulți copii în sală și asta ne bucură la acest meci din Liga Națională Masculină. Crivo Capici. Gârbea. Airball. Sau poate atins sinelul. Bogdanovici până în coș. Gârbea pentru Orbeanu, Dani Popescu, gârbea din nou liber la 3 puncte, marchează de această dată. Crivo Capici ratează, posesie Galați. Liber Vlad la 3 puncte, ratează, gârbea se bate la recuperare și lasă mingea până la Martinici. Martinici, frumoasă schimbarea de direcție. Trecându-și mingea printre picioare și pe la spate ulterior.
Boici pentru Borovniak. Vine Crivo Capic și ciupește mingea. Acum însă nu pasează în colț la Vlad. Coșul nu e valabil, spune Alex Olaru. Două libere Crivo Capic. ...41-35, 2 minute și jumătate până la pauză. ...41-36, Butăr Leviciu intră în locul lui Dani Popescu. Boici pentru aruncarea lui Martinici. Minge atinge instalația de 24 de secunde. Repun Gălățenii. Negoițescu până la Vlad. Bogdanovici, aruncarea de 3 puncte. Ratată. Boici a furat mingea lui Armstrong. Butăr Levicius. Borovniak. Încă o intercepție a lui Crivo Capic pentru dunkul lui Bogdanovic. Frumos fast break-ul. ...41-38, 3 puncte pentru voluntar doar. Minge furată de Vlad lui Martinici, lasă pentru Armstrong încă un slam dunk și doar un punct în favoarea celor de la voluntari. Încă o intercepție. Crivo Capic. Până în coș este momentul în care Galați îl preia conducerea 42-41. Multe intercepții reușite de Crivo Capic și de Vlad, foarte atent, mingi luate din fața pivoților pe angajare. Și iată ce răsturnare de situație, de unde meciul părea că va curge cel puțin în prima jumătate în favoarea celor de la voluntari. Galați revine senzațional. 42-41. Voluntarul pe teren cu Martinic, Butăr Levicius, Boici, Gârbea și Borovniak. Intră și Galațul. Vlad, Crivo Capic, Bogdanovic, Armstrong și Negoițescu. Dani Popescu în locul lui Boici. Borovniak pentru Gârbea, Gârbea pe tușă, aglomerație acolo și încă o minge pierdută de voluntari. Vlad pentru Crivo Capic.
40 de secunde din prima jumătate a meciului. Hand off Armstrong cu Krivokapić. Vine la încă un blocaj, Krivokapić rămâne liber la 3 puncte, ratează Armstrong, recuperează ofensiv, schimbă la Krivokapić. Krivokapić pătrunde. Bună pasa pentru Negoițescu, bună și Fenta, ratează însă Negoițescu cu mâna stângă. Posesie Galați. Avem încă un timeout, când mai sunt 25 de secunde și atac scurt de 14 secunde pentru Gălățeni după reluarea jocului. Krivokapić la repunere. Armstrong a uitat să iasă la minge. Krivokapić face fentă. Aruncă acum de 3 puncte. Mult prea puternic. Faultul lui Gârbea la Armstrong. Ratează Armstrong prima liberă. Și 16 secunde și 90 după cea de-a doua liberă a lui Armstrong din meci. Corpodean așteaptă la schimbare. Asta pentru în cazul în care marchează Armstrong schimbarea. Pentru a-i opri pe cei de la voluntar să plece repede, pentru a-și organiza defensiva. Vlad în fața lui Martinici, vine Boroviac la blocaj, se face switch, Martinici rămâne liber la aruncare, împinge mingea Corpodean până la Vlad, Vlad aruncă. N-a avut forță, însă la pauză Galațiul intră în avantaj. 43-41 după ce voluntarul a avut diferență de două cifre în această primă parte. Galațiul a revenit senzațional. O să revenim și noi în 14 minute. Și sunt linge, joacă pick and roll, schimbă la Boici, aruncare de 3.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai basketului, suntem din nou aici în direct la FRB TV, pe site-ul și pe Facebook-ul Federației Române de Basket, pe prosport.ro, sport.ro și pe platforma extrasport.ro. Suntem în sala Gabriela Sabo de la Voluntari, voluntarul condusă 43-41 de Galați, Galațul care a revenit senzațional grație intercepțiilor. Voluntarul 11 mingi pierdute, doar 2 intercepții, 9 mingi pierdute Galați, dar 9 intercepții. Au fost multe puncte marcate pe fast break de Gălățeni, au reușit și niște coșuri de 3 puncte în momente importante. Iar voluntarul, deși a fost la conducere în double digits, acum este condus, e adevărat, cu minimum de puncte, 43-41. Martinic, Buter Levicius, Borovniak, Iulian Orbeanu și Dani Popescu în teren pentru voluntari. Crivo Capiș, Bogdanovic, Corpodean, Porter Banton și Armstrong pentru Gălățeni. Porter Banton, cel care a recuperat defensiv. Crivo Capiș în tranziție, îl caută Armstrong, Corpodean liber la 3 puncte, marchează Corpodean. Coșul este valabil, 46-41, a fost un fault acolo la lupta pentru prim plan. Orbeanu pentru Buter Levicius, coboară prin blocajul lui Dani Popescu. Borovniak blochează și coboară Dani Popescu. Înapoi la Buter Levicius. Martinici, Borovniak, semicârlic de dreapta, mingea nu intră. Orbeanu se bate la recuperare. Armstrong a atins ultimul mingea. Probleme pentru Porter Banton, cred că și-a scăpat lentila de contact, într-adevăr. Acum și-o pune la loc. Negoițescu intră în locul său. Borovniak pentru Martinici. Martinici prin blocajul lui Borovniak întoarce la Iulica Orbeanu. Aruncare de 3 puncte, marchează Orbeanu. 44-46. Bogdanovic pentru Corpodean, reprimește Bogdanovic. Două blocaje pentru el, lasă la Crivo Capiș. Negoițescu blochează și este în partea opusă. Crivo Capiș și Borovniak, aruncarea lui Crivo Capiș din fața lui Borovniak. Buter Levicius oprește pentru Martinici. Buter Levicius a angajat Borovniak, îl domină pe Negoițescu, marchează Borovniak. Bogdanovic ratează de sub coș Armstrong. Armstrong nepregătit, a făcut doar două antrenamente înainte de acest meci pentru că a fost accidental la genunchi. Popescu prea înghesuiți acolo, Buter Levicius și Martinici prea aproape unul de celălalt. Orbeanu până în coș, frumoasă acțiunea lui Iulica Orbeanu.
48-46, voluntari venită de la vestiare cu mai multă energie, parcă. Christopher Lamonti, Porter Bunton a revenit să le-a spus celor de la masă că e gata de joc. Îi scăpase lentila de contact la Bulzeal, a fost lovit probabil peste ochi. Bine că a găsit-o. Bogdanović repune pentru Bunton. Repunere pentru Galați. Corpodan aruncă de 3 puncte. Marchează Corpodan. Înscrie Dani Popescu în replică din afara semicercului. Cribocapi scoate la Corpodan. Ratează de această dată din colț capitanul Galațului. Muterlevicius. Borovniac, Martinici. Borovniac cere mingea peste. Vine bine Bogdanović la ajutor. Dar nu poate ține mingea în teren. Fault ofensiv. Bogdanović pe colț pentru Krivokapić. Mingea a fost atinsă. Muterlevicius. Krivokapić aproape să mai facă o intercepție. Dar Popescu trece frumos. Lasă la Muterlevicius în tranziție. Care nu reușește să înscrie. Borovniak liber la semidistanță. Marchează din pasa decisivă a lui Orbeanu. Corpodean, Dani Popescu îi fură mingea și are grijă să nu facă out. Dani Popescu urmărit de Bunton, Borovniak, minge smulsă de Armstrong, Bogdanović, aproape să scape mingea, o salvează până la Corpodean. Orbeanu împinge mingea afară. Boici îl scoate pe Urbeanu. Intră și Martin în locul lui Armstrong. Krivokapić. Se înaltă Porter Bunton frumos și marchează.
detentă impresionantă, vă spuneam, Porter Banton, care a jucat în colegiu cu spatele la coș, poziția 4 mult timp. Mingea atinsă de Martin Boici. Popescu pentru Martinici în colț. Trebuia să arunce Martinici. A fost minge pierdută, minge șutată de Borovniac, dar care n-a atins inelul și atunci timerul nu se restartează. Timerul de 24 de secunde. Bogdanović pentru Corpodean. Corpodean frumos îl păcălește pe Borovniac. Cu acel jab step reușește să facă apoi pasul înapoi să arunce. Terlevicius pentru Dani Popescu. Dani Popescu ia tușa. Aruncă și înscrie. Se înalță frumos Martin, dar nu marchează. Corpodean împinge mingea afară. Voluntar 55, Galațul 53, 4 minute din sfertul al treilea. Boici. Boici la Buterlevicius. Martinici, Boici și Corpodean erau în mismatch acolo. Borovniac se aruncă pe coș, scoate fault. Și 6 la 53, încă o aruncare liberă de Amboriu. Marcată și aceasta, intră Orbeanu, Borovniac trebuie să se odihnească. Crivo Capici. Se la minge Bogdanović, Crivo Capici. And one. Aruncare liberă Crivo Capici. Orbeanu pe bancă cu a patra greșeală personală. Borovniac trimis în teren. Grâbea și Mario Lazar ar fi soluțiile de pe bancă pentru eventuală poziție 4. Terlevicius pentru Borovniac. Boici se întoarce cu mâna stângă și marchează. Dacă este lăsat să primească atât de aproape de coș, greu să rateze de lângă adversar mai scunzi. Înscrie încă un coș Crivo Capici. Bună aruncarea. Și este egalitate la 59. Martinici cu șutul de 3 puncte. Marchează Martinici. Thank you.
Îngefurată de la spate de Martinic, care a vrut să sugereze arbitrilor că ultima dată mingea l-a atins pe picior pe Cribo Capic. N-a fost așa. Mantan scapă mingea, Dani Popescu. Boei își cere în față Dani Popescu, Martinici pe coborârea lui Borovnia, care greșește. Bogdanovic. Faultează Dani Popescu, îl oprește la centrul terenului. Cribu Capici pentru Negoițescu, Bogdanovic pe centru, floater și mingea intră, floater peste Borovniac. Frumoasă aruncarea. Ultimele două minute ale sfertului al treilea, 62, voluntari, 61, Galațiu. Buterleviciuș pentru Borovniac, face cut Boici. Dani Popescu pe centru, e singur cu inelul, marchează. Capici îi face semn lui Banton să elibereze acea parte. Bogdanovic îl aruncă în aer pe Boici. Se termină însă atacul. N-a avut soluții după acea fentă foarte bună. Au sărit pe rând Boici și Borovniac. Porter Banton schimba de Vlad. Voluntariul în ofensivă. Martinic, Buterleviciu, Dani Popescu, Borovniac și Boici. Borovniac. Buterleviciu, Borovniac, bună fenta. Și mingea intră. Crivo Capici pentru Vlad, care pleacă frumos pe tușă, un floater cu panoul, ratează, se bate Corpodean, posesie pentru Galați, așa este. Corpodean pierdut de Buterleviciu, a luat prin planul. Boici în colț la Buterleviciu. Aruncarea de 3 puncte. Își atinge ținta cu ceva șansă. 69 la 63, jumătate de minut din sfertul al treilea. Crivo Capici, urmărit de Martinici. Scoate la Negoițescu, liber la 3 puncte Negoițescu, marchează Negoițescu. 69 la 66. Martinici. Pentru Popescu în colț, aruncă Dani Popescu, marchează și Dani Popescu. Crivo Capici, aruncă de la centru, aproape de a marca. Este însă 72 la 66 după primele 30 de minute de joc efectiv între voluntari și Galați.
Ne pregătim așadar de ultimul sfert al partidei dintre Voluntari și Galați aici în direct la FRB TV. Meci din grupa B în Liga Națională Masculină. Pe teren pentru Gălățeni sunt Vlad Corpodean, Negoițescu, Crivo Capic și Bogdanović, echipa undersized. Voluntarul cu Dani Popescu, Goran Martinici, Boici, Borovniac și Buter Leviciu. Scurtă aruncarea, însă Boici împinge mingea afară. 6 secunde. Negoițescu marchează de la distanță. Catch and shoot superb, 72 la 69. Bogdanović. În forță peste Borovniac, scoate fault. Marchează Bogdanović și mai mic și o rază de indiferență, 74 la 70. Ratează cea de-a doua aruncare, prinde Buter Leviciu, lasă la Goran Martinici. Martinici pentru Dani Popescu, pasă peste pentru Borovniac, bine mișcă mingea, Boici, aruncă scurt. Bogdanović, aruncare de 3 puncte din fața lui Boici, marcată de Bogdanović. Dani Popescu de pe colț, marchează Dani Popescu, 77 la 73. Recital de coșuri de 3 puncte în sala în care poartă numele Gabrielei Sabo. Vlad face fentă cu pământul pentru Negoițescu. Boici faultează. Iese Boici, intră Stănescu. Scrie Negoițescu, prima aruncare liberă. O ratează pe a doua. Prinde Borovniac și lasă mingea la Martinici. Rămasă, evită capacul Martinici. Bogdanović. Bună pasă pentru Crivo Capic, care ratează din colț. Buter Leviciu în luptă cu Corpodean, îl lovește pe acesta din urmă cu mingea și ține posesia pentru echipa sa. Buter Leviciu, liber la 3 puncte, scutură plasa. Greșeală în apărare,
făcută de Gălățeni. Cere timeout Irie Eugen. ...82-74, 7 minute 20 din acest meci. Revin cele două echipe după timeout-ul cerut de Eugen Ilie. 82 voluntari, 74 Galațul. Vlad Negoițescu, Bogdanović, Porter Banton și Armstrong pe teren. Voluntari, Dani Popescu, Bogdanović, Martin Stănescu, Buterleviciu și Borovin. Bogdanović acum cu mingea, apărat de Stănescu, Bogdanović top shoot, frumos recuperează Buterleviciu. Încearcă Galațul să se apere la puternicul Boromiac cu Armstrong. Jucător puternic, dar un 5 underside. A exagerat acolo Bogdanović, Martinić. N-a venit nimeni pe partea dreaptă pentru el. Boromiac. Lovit peste față de Bogdanović, intră Corpodan în locul său. Frumoasă combinația, pick and pop între Dani Popescu și Boromniac. Boromniac marchează de la semidistanță și diferența este din nou de 10 puncte pentru voluntari. Armstrong, handoff cu Negoițescu. Corpodean. Negoițescu de la mare distanță, scutură plasa Negoițescu. Stănescu lasă la Boromniac, însă prea jos a venit pasa. Negoițescu în tranziție, ratează. Armstrong prinde, lasă la Porter Banton, pași pornire. Terlevicius lasă mingea la Martinić, Boromniac vine cu blocajul, coboară Boromniac, ia prin planul lui Negoițescu. Martinić din fața lui Armstrong, ratează. Vine Dani Popescu, recuperează, Stănescu. Întoarce la Martinić. Martinić căpăcit de Negoițescu, dar după un fault jos.
Vlad lasă mingea la Armstrong, revine Vlad, aruncarea de 3 puncte e scurtă. Se bate Negoițescu. Faultat dur, lovit acolo Armstrong. Dar Negoițescu, cel care a urmărit tratarea lui Vlad, a reușit să țină mingea în joc pentru Galați. Doar un căr liber, Armstrong. 85-77, 4 minute 46 din acest meci. Ratează și a doua încercare, Armstrong. Terlevicius pentru Stănescu, traversează la Dani Popescu. Borovniac. Dani Popescu, bună pasa pentru Borovniac. Zece puncte din nou în favoarea celor de la Voluntari și este din nou timeout. Spuneam. Și 22 de puncte Borovniac, care iată că până la urmă domină spațiul de 3 secunde. N-a fost acest lucru evident în prima jumătate a meciului. Apoi însă s-a văzut faptul că lotul Galațiului are lacune la acest capitol. Poziția 5. Krivokapić, faultat de Stănescu. Terlevicius pentru Dani Popescu. A încercat Martinis să plece backdoor pe lângă Bogdanović, n-a reușit. Popescu. Borovniac din piruetă, ratează Borovniac. Minge furată de Dani Popescu. Martinis marchează. Corpodean are ghinion, din nou aruncă din fața lui Borovniac. A reușit două acțiuni frumoase de lângă Borovniac în mismatch. Acum însă mingea n-a vrut să intre.
Stănescu. Borovniac pentru Dani Popescu, pasează și blochează. Aruncă de la distanță Popescu. Krivokapić se oprește la 3 puncte. Scrie Krivokapić, dar sunt doar 2 puncte pentru că a ciupit ușa. La 79, 2 minute 24 de secunde. Se începe în avantaj echipa condusă de turcul Cetin Baș. Terleviciu, Zani Popescu, Martini, jucătorii lui Stănescu și doar Borovniac, jucător de peste 2 metri pe teren pentru voluntari. Popescu scapă mingea. Martinici pentru Borovniac. Terleviciu sunt colți. 5 secunde. Faultează Bogdanovici. Bogdanovici, Krivokapić, Corpodean, Porter Banton și Negoițescu, jucătorii celor de la Galați care se află pe teren acum. Aproape de abatere de teren. Faultează Negoițescu. Fault ofensiv. Ultimele 2 minute. Să vedem dacă gălățenii vor reuși să revină din nou miraculos pe tabelă. Krivokapić până coș. Probleme în defensivă contra jucătorilor mai scunzi pentru acest Buterleviciu. Jucător cu mână bună. În apărare însă a greșit de câteva ori astăzi. Martinici întâmpinat cu help de Negoițescu, scapă mingea. Martinici. Până în coș, Martinici. Și faul. Negoițescu iese cu 5 greșeli personale. Vine Armstrong în locul său pe teren. Porter Banton pentru Krivokapić. Depășit Stănescu acum. Martinici, Dani Popescu, Stănescu.
iese din acel colț. Borovniak îi face semn lui Dani Popescu să nu se grăbească. Ultimul minut de joc, 7 secunde acum. Martinic din nou ia acțiunea pe cont propriu, scoate la Buterlevicius. Airball de 3 puncte Buterlevicius. Faultul ia lui Borovniak însă. Diferență mare între cei doi, detalii. Doar un cărți libere pentru Armstrong. Prima marcat. N-arată rău această echipă a Galațiului. Câțiva jucători cu mare potențial, însă, spuneam, e lipsită de un număr 5 pe care se poți baza. Martin a contat doar în apărare, a reușit recuperări, a reușit și un capac, însă cam atât. N-a contat în ofensivă. Pasă greșită de Dani Popescu. Buterlevicius îți bagă mâna. Krivokapić nu poate agăța. Volta Dani Popescu antisportiv de Armstrong. Așa este. Și foul tehnic la Bogdanović. Trei libere, antisportivul plus tehnicul, o ne pune Dani Popescu, 94 la 85, 27 de secunde, 20. Cere mingea peste Borovniak, peste Corpodean. A venit Armstrong la ajutor din spate, însă târziu. N-a reușit intercepția și sunt încă două libere pentru Borovniak. Ambele libere ratate, însă tot Borovniak e cel care agață mingea defensiv, ofensiv. Martinic în capcană, Martinic iese de acolo. Se opresc cele două echipe acum. Nu, Martinic aruncă. Corpodean îl ceartă pe Martinic, de ce mai arunci? 94 la 85, voluntari învinge Galațiul. Am mai fost încă un meci în direct la FRB TV, aici pe site-ul și pe Facebook-ul Federației Române de Basket, pe prosport.ro, sport.ro și extrasport.ro. Eu sunt Radu Abramescu, vă mulțumesc pentru că iubiți acest sport. La revedere!
Orpodean, frumos, îl păcălește Bogdanović.